Bun găsit, domnilor și domnilor, la Agricultura cu un milion de fețe, o emisiune care conține, sper eu, informații importante pentru dumneavoastră. Astăzi avem date despre Pactul Ecologic European, ce conține, ce aduce nou, ce cerințe sunt și ce urmează, cu ce cheltuiel. Detaliem în foarte scurt timp. Bani pentru medicii veterinari, cei care au cabinete și îngrijesc minim 300 de animale. Vor primi, vor primi cei 10.000 de lei pe lună. Rămâne să vedem cum face bugetul acest lucru. Continuă contrele dintre apicultori și fermieri, spun contra pentru că nu e un adevărat război. Fermierii sunt înelniștiți de o inițiativă europeană de interzicere a pesticidelor sintetice. Apicultorii încearcă să îi liniștească din acest punct de vedere și mai multe zile libere pentru români anul viitor Totul depinde de cât de repede se mișcă legiuitorii acestei țări. Haideți să vedem însă punct cu punct toată emisiunea. A fost prezentat public astăzi Pactul Ecologic European. La dincolo de discuțiile oficiale, dincolo de luările de poziție, dincolo de festivismul acestui moment în Parlamentul European, trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană își propune uh, să lupte mai puternic împotriva schimbărilor climatice cu orice costuri. Când spun cu orice costuri, înseamnă că a devenit obligatoriu reducerea Poluării, la nivel european, o mai puțină folosire a substanțelor chimice, inclusiv în agricultură, noi să fim mai prietenoși cu mediul, dar să rămânem la partea cu agricultura. Pactul ecologic european, cel care vorbește de anul 2050, ca unul în care: Europa va deveni un punct, un continent neutru din punct de vedere climatic, nu poate decât să ridice deocamdată semne întrebare. Sigur, există foarte multe planuri de a ajunge la acest scop nobil. Să poluăm cât mai puțin, în așa fel să ajungem în 2050 la o poluare aproape de zero sau cât poluăm să poată fi absorbit de natură fără să aducem efecte suplimentare. Ce înseamnă asta pentru fermieri, inclusiv pentru cei români? Înseamnă obligativitatea de a renunța în perspectivă la tot mai multe molecule din domeniul chimic, cele folosite pentru un tratament sau altul. Că vorbim de erbicide, pesticide, îngrășăminte, din ce în ce mai multe vor fi interzise în spațiul european. Există această declarație oficială. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă cu glifosatul și uh, presiunea care se pune pe oficiali europeni să interzică odată definitiv neonicotinoidele și să nu mai accepte, mai ales să nu mai accepte uh, derogări de la acest regulament european. Pactul Ecologic European este văzut ca. Un proiect extrem de ambițios, fezabil, spun oficialii Uniunii Europene, și privește transporturile, cum vă spuneam, energia, agricultura, sectoarele industriale, siderurgia, textilele și produsele chimice. Una peste alta. Mai știm așa că, în termen de 100 de zile, începând de astăzi, deci undeva până prin martie, Comisia Europeană va prezenta un act legislativ european privind clima. Va fi o Constituție privind viitorul continentului din punct de vedere climatic. Acum, știți și dumneavoastră că o Constituție, sigur, garantează drepturi și libertăți, dar instituie și obligații. Așa că acest prim act legislativ european referitor la climă s-ar putea să aducă foarte multe restrângeri, e adevărat, nu de mâine, ci în perspectivă pentru fermierii europeni. O să vedem ce o să fie. Deci, vreau doar să vă spun că avem pact ecologic european. Dacă dumneavoastră știați de el mai mult înseamnă că ați fost întrebat de cineva. Ce trebuie să conțină acest pact ecologic? Eu cred că el în continuare a fost discutat, negociat, pus la punct într-un cerc destul de răstrâns, iar deciziile luate acolo sunt cele care vă vor afecta pe termen destul de lung pe dumneavoastră. Bun, haideți să renunțăm la. nu renunțăm, dar să trecem puțin peste ideea de pact ecologic european, să rămânem în țară. Vă spuneam zilele trecute, când zilele trecute. Ieri vă spuneam așa că fermierii crescători de animale așteaptă cu înfrigurare uh, SCZ-ul să primească plățile. Se stabiliseră în ședința de vinerea a Guvernului plafoanele. Nu era publicat în monitorul oficial. Ei bine, iată că monitorul oficial a și primit documentele ieri, undeva în cursul zilei de ieri, au fost publicate aceste plafoane, astfel că știm la ora actuală, știți și dumneavoastră, că banii încep să curgă. De exemplu, la uh, taurinile de rasă de carne, da, 237 de euro pe cap de animal, uh, vacile de lapte, 379 de euro pe cap de animal, la bivolițe de lapte, 164 de euro și viermi de mătase, uh, 78 de euro. Sumele se acordă de la bugetul de stat, există banii există, am fost asigurați și suntem convinși de acest lucru, că sumele sunt disponibile, nu se știa de când se înceapă. Cei de la APIA spun că da, după publicarea monitorului oficial, imediat și în publicare care a avut loc ieri deja, ieri după amiază spre seară, pot să înceapă aceste plăți. Ce va fi în viitor cu planul acesta de schimbare? A SCZ-ului rămâne de văzut. După discuțiile de la Minister, în care câteva asociații ale crescătorilor de animale s-au arătat puțin nemulțumite de, de felul în care le-a fost prezentată problema și de faptul că aveau ei senzația că li s-a impus ceva când au fost anunțați că dispare SCZ-ul, am aflat că, de fapt, Ministerul nu intenționează să renunțe la acest plan, dar, în concordanță cu principiile economiei de piață să plătească după productivitate, adică după câtă carne și cât lapte uh, se produc într-o fermă și nu după calitatea de uh, membru a unei asociații sau alta. Bun, vestea bună pentru veterinari, că tot ei se ocupă de aceste efective de animale. A, nu pot să nu remarc față de anii anteriori, da, s-au schimbat datele problemelor, sunt mai multe animale... Uh, ce mult a scăzut această subvenție mare, da? 237 de euro vaca de carne, 379 euro pentru vaca de lapte, când mă gândesc că au fost ani în care se luau mult mai multe sute de euro, ba chiar 1200 de euro pe cap de animal. Eh, atunci a fost vreme. Dacă se trece la plata după productivitate, s-ar putea să mai și scadă aceste sume. Bun. A fost promulgată legea care permite medicilor veterinari cu contract de liberă practică și care îngrijesc cel puțin 300 de animale mari să primească lună de lună suma de 10.000 de lei. De altfel, statul va fi obligat, dacă ei sunt în regulă, dacă au cabinet medical veterinar, dacă au în grijă acest număr de animale, să le dea acești bani pe lună. 5.000 și 5.000 de lei, da? Deci 10.000 de lei pe lună vor fi bani garantați pentru uh, un medic veterinar. Medic veterinar care sigur are foarte mult de alergat, dar care, din păcate, n-a fost implicat de autorități în combaterea pestei porcine africane. Da? Tocmai a fost zilele acestea o dezbatere pe viitorul acestei industriei în România și acolo am uh, remarcat un lucru foarte interesant. Reprezentanții uh, Asociației uh, Crescătorilor de Porci din România spuneau așa. Când s-a trimis un medic pe teren să lupte cu pesta porcina africană, el a fost de la Direcția Sanitară uh, sanitar veterinară județeană. Dar medicii veterinari, cei care sunt în teritoriu, și sunt câteva sute, câteva mii în țara asta, de ce n-au fost implicați de autorități, de ce au fost ținuți pe tușă, când de fapt ei sunt cei care bat la pas gospodăriile populației? Uh, asta înseamnă să nu privești lucrurile în ansamblu la momentul respectiv. Da? Ei bine, acum, din câte înțeleg dintr-o informație făcută publică de noul președinte al ANSVSA, Robert Chioveanu, el vorbește de o nouă strategie în ceea ce privește combaterea și controlul pestei porcine africane. Da, poate că era nevoie de acest lucru. Până acum, ce spune așa? Robert Chioveanu, care e noul șef al ansvsa ului Până acum, acțiunile au fost mai mult pompieristice, mai mult declarative, de altfel și Uniunea Europeană s-a întrebat la un moment dat câtă încredere poate să mai aibă în autoritățile de la București, care trebuiau să trimită un plan de combatere a PPA și l-au lucrat prea târziu sau nu l-au trimis deloc, nici nu e clar până la această oră. Ei bine, la ora actuală, Robert Chioveanu vorbește de o nouă abordare a acestui hai să-l numim aproape flagel, care e pe România. Nu mai sunt atât de multe focare de peste porcina africană, dar nici bine nu stăm din acest punct de vedere. Câte vreme în continuare, doar două județe, Suceava și Bistrița, nu au focare active în acest domeniu. Bun, în Dobrogea s-au stins focarele, dar măsurile de combatere a PPA la nivel național trebuie regândite. Ce vrea să facă noul șef al ANSVSA? Vrea să implice fermierii și industria. El vrea să propună uh, nu un plan de eradicare, pentru că spune că e greu să vorbim la ora actuală de eradicare a virusului PPA din România. Nici de prevenție nu se mai poate vorbi. Uh, și spune așa, trebuie să avem o nouă strategie. Am înființat un grup de lucru care zilele acestea, uh, când trebuie să dea rezultatele? Joi-Vineri. Da? ar trebui să apară primele rezultate ale acestui grup de lucru ei să vină cu uh, soluții, cu căi de acțiune la cum facem ca România să iasă din chingile pestei porcine africane. Uh, important e așa, nu faptul că s-a creat un grup de lucru care aduce idei noi, poate noi modalități de acțiune, ci faptul că fermierii și industria cărnii de porc din România uh, vor fi parte în aceste acțiuni. De a încerca să țină boala sub control și să scăpăm de ea în perspectivă. Da? Vor fi niște reguli impuse pe care fermierii și industria de prelucrare a cărnii de porc vor trebui să le respecte. Și e foarte bine. Pentru că atâta vreme cât s-a mers în România pe bună înțelegere, pe păsuire, pe lasă-mă să te las, lucrurile n-au evoluat cum trebuie. Atunci, când e un Cadru clar de acțiune și mai ales când toți actorii implicați în acest proces se și țin de treabă, lucrurile reușesc. Da? Apropo de efectele pestei porcine africane în România și ce, nu numai în România, în plan mondial, am văzut niște informații destul de speriat, da? chiar sunt de speriat, care vorbesc de foamea tot mai mare în creșterea Chinei de carne de porc. China și-a pierdut o bună parte din efectivele de porcine din cauza acestui virus. Sunt ordine de cumpărare de carne de porc venite din China în toate țările lumii, unde există măcar un picior de porc. Chinezii au crescut prețurile în piață sensibil, încât sunt voci la ora actuală care vorbesc în perspectivă de triplarea prețului la carnea de porc. La ora actuală, dacă stăm și ne gândim bine, e vreo 4 euro și ceva în magazin. Nu e așa? 4,60 euro, 4,70 euro, ca să mulțim fiecare acum cu 4,8, vedem. Cam pe acolo este. 23, 26, 28 de lei kilogramul de carne de porc. Vorbim de o posibilă triplare în perspectivă, după cum spun unii analiști, și asta pentru că cei din China nu mai cred nici ei în eficacitatea promisului vaccin din Vietnam, pentru că nu există uh, metode de revenire rapidă a unei țări după o astfel de epidemie. Deci, uh, statele lumii vor trebui uh, să crească mai mulți porci doar pentru a-i vinde în China. Și noi, România, vom rămâne uh, probabil undeva pe margine cu prețuri la cele mari. E, în aceste condiții e de apreciat că industria românească de creștere a porcului și cea de prelucrare a cărnii de porc rezistă. Bun. De la uh, animalul mare, cum e porcul, trecem la animalul mic, foarte mic, la insectă. Vă e cunoscută disputa care are loc în ultima vreme între apicultori și fermieri și campania uh, demarată la nivel european de 90 de organizații din 17 state ale Uniunii Europene pentru renunțarea în perspectivă definitiv la pesticidele de sinteză. Până în 2030, 2035 să nu mai fie permisă deloc folosirea lor. România trebuie să strângă în această campanie 24.000 de semnături. Un milion trebuie adunate la nivel european ca inițiativa să fie luată în seamă și transformată eventual în lege. Fermierii deja sunt îngrijorați că li se mai pune o preliște. Astăzi uh, au încercat să-i liniștească cei din partea apicultorilor, de exemplu, uh, Constantin Dobrescu de la Romapis. El a spus așa și nu pot decât să-i dau dreptate domnului Dobrescu, care e apicultor, da, conduce Romapisul, uh, că interzicerea neonicotinoidelor nu înseamnă întoarcerea la smulgerea buruienii cu mâna. Nu, probabil că există, uh, după cum știu, liderii apicultorilor, substanțe. La fel de eficiente ca cele blamate la ora actuală, ținute însă în sertare, în seifuri de companiile multinaționale din domeniu, și care substanțe, pe măsură ce vor fi interzise cele vechi, vor fi scoase la lumină și la utilizare. Problema e că noile produse care vor apărea în piață e un scenariu fantezist, dar mă rog, e un scenariu, trebuie să fie cel puțin la fel de eficiente și la un preț comparabil. Greu de crezut. Haideți să vedem ce au pregătit colegii de la AgroTV, un material, o sinteză a acestei noi inițiative europene împotriva pesticidelor. Inițiativa cetățenească europeană solicită Comisiei Europene să vină cu propuneri legislative pentru a elimina treptat toate pesticidele sintetice până în anul 2035. Astfel, reducerea folosirii în Uniune a pesticidelor sintetice cu 80% până în 2030, începând cu cele mai periculoase, pentru a se ajunge în 2035 la o agricultură 100% lipsită de pesticide sintetice. De asemenea, inițiativa cere Restaurarea biodiversității prin refacerea ecosistemelor naturale din zonele agricole, astfel încât fermele să devină un vector al recuperării biodiversității și sprijinirea fermierilor în tranziție. Acest lucru se poate face prin reforma agriculturii, respectiv prin prioritizarea agriculturii la scară mică, diversă și durabilă, sprijinind o creștere rapidă a practicilor agroecologice și organice. Și reprezentanții Federațiilor Asociații apicole din România, Romapis, susțin că oamenii de știință cer măsuri urgente pentru stoparea colapsului naturii, având în vedere că un sfert din animalele sălbatice din Uniune sunt grav amenințate, iar jumătate din siturile naturale sunt într-o situație deplorabilă. Potrivit studiilor de specialitate, milioane de fermieri din întreaga Europa nu mai pot ține pasul cu prețurile neechitabile. Și nu mai pot concura cu marile corporații. În aceste condiții, 4 milioane de ferme au dispărut de pe bătrânul continent între 2005 și 2016. 4 milioane de ferme au dispărut, e important. Acum, ele nu dispar numai din aceste cauze, cum ați văzut în material. Multe din fermele mici din Europa nu rezistă din cauza lipsei de acces la piață, din imposibilitatea de a-și vinde produsele. Agricultura făcută așa de dragul agriculturii, sigur că e frumoasă, dar nu e și productivă. Una e să ai o fermă din care vrei să, străiești, să străiască toată familia și chiar binișor și alta e să faci agricultură de duminică. În ceea ce privește micile ferme, situația nu e mai bună în România ca în alte părți. La noi încă e mai, mai bine pentru că e multă lume implicată în acest proces agricol. Noi suntem învățați cu mai puțin și ne-am descurcat. În rata de faliment a fermelor mici în țările occidentale e desperiat, nu în România, în România în general unde au faliment se lasă cumpărate. Și totuși, când nu se lasă cumpărate, când se chinuie să reziste în piață, unde își vând marfa fermierii mici și mijlocii? E o întrebare la care au încercat să dea răspunsul oficial din Ministerul Agriculturii, inclusiv ministrul Adrian Oros a luat parte la o conferință națională organizată de rețeaua națională. De dezvoltare rurală, ea se numea așa, ferma de familie în centrul viziunii agricole post-2020. E foarte frumos spus, știm că ferma de familie, alături de fermele medii, sunt uh, iubirea primordială în viitoarea politică agricolă comună, dincolo de problemele climatice. Și clima e la fel de mult iubită, la fel ca fermele mici și mijlocii. Și problema e așa. Să susținem dezvoltarea fermelor mici și mijlocii. Foarte bine. Fermele mari s-au dezvoltat intensiv, extensiv, sau capitalizat. Hai să le lăsăm să-și vadă de drumul lor. Să canalizăm o bună parte din fondurile europene spre fermele mici și mijlocii. Și unde își vând ele produsele, da? Cu ce ies ele în piață? Pentru că nu poți să ai 20 de ferme mici, să spunem, de la București la Giurgiu și 20 de tarabe pe marginea drumului, în capul fiecărei uh, bucăți de pământ a unei microferme sau unei ferme mici, unde oamenii să încerce să-și vândă uh, produsele. Nu? Aici e datoria recunoscută de autoritățile din fruntea Ministerului Agriculturii de a asigura accesul producătorilor la piață. De altfel, ce spune ministrul Adrian Oros? Fermele de familie se confruntă cu problema pieței de desfacere. O problemă care poate fi rezolvată doar prin asociere. Este important să încurajăm tinerii căutând acele soluții pentru a le oferi acces la teren. Domnule ministru, aveți perfectă dreptate. Nimeni nu contestă acest lucru. Accesul la teren Păi, există Agenția Domenilor Statului care mai are pământ de mai puțin bună calitate, dar mai are ceva pământ pe care ar trebui să-l dea tinerilor. Și chiar dumneavoastră ați constatat că, în timpul fostului ministru, nici măcar un singur hectar n-a ajuns la tinerii fermieri. Sigur că noua echipă a Ministerului are acum ocazia să corecteze acest lucru și sigur o va și face. Uh... Ce mai spune așa? Să problema poate fi rezolvată a piețelor de desfacere prin asociere. Sigur, în România există legi care stimulează asocierea producătorilor agricoli, pentru că există și facilități fiscale, dar poate că e bine să fie reevaluată acea formă de vânzare, Casa de Comerț Agroalimentar Unirea. Ideea în sine nu era, o spun mulți, inclusiv cei din Consiliul de Administrație, care în timp au descoperit ceva nereguli acolo. Dar ideea în sine nu era. Greșelile făcute trebuie eliminate. Casa de Comerț Agroalimentar Unirea, care poate să se numească indiferent cum, da, trebuie să funcționeze ca un coș colector pentru produsele micilor și medilor fermieri și să le aducă către noi, cei care suntem în căutarea, produselor deosebite. De exemplu, pâinea cu mălai. Da, fac o trecere un pic forțată. Avem un material de la colega noastră de la Iași, era Luca Daria Diaconiuc. Pâinea cu mălai ar putea deveni aliment protejat la nivel european. Haideți să vedem ce șanse are. Un producător local din județul Iași a scos pe piață un nou sortiment de pâine cu mălai. Urmează să se facă toate demersurile necesare pentru a primi atestat pentru produs. Pâinea cu mălai este un sortiment nou pe care l-am introdus în gama noastră. Este o pâine care ne-a atras atenția prin prospețimea ei, prin moliciunea aluatului și prin pufoșenia pâinii finale. Este o pâine care ne place și care, dacă nu spun care mălai, nu-ți dai seama care mălai. Așa că automat a făcut senzație și a început să fie căutată de clienții care au gustat-o. Și pe lângă această pâine mai aveți și celelalte produse care le vindeți și în magazin și la evenimente, dar și produsele cu atestat și produsele cu atestat, bineînțeles, pâinea integrală, pâinea cu maia, care și-a de frumos în, în, tăviță și în coșuleț și celelalte tipuri de pâine care le facem în mod uzual și au mare priză la public. Mă refer la pâinea cu lapte, ou și miere, mă refer la pâinea cu secară, pâinea albă, pâinea cu semințe și celelalte tipuri de pâine. Bineînțeles, patiseria care nu putea să lipsească, turbița bunicii, răsucitele cu brânză sărată, cinnamon rolls biscuiții de casă, cornulețele, sărățelele și toate celelalte prăjituri care se găsesc în mod normal în casa bunicilor. Vă doriți să faceți atestat și să obțineți atestat mai corect spus și pentru pâine acum Este în plan. Da, ne dorim acest lucru, dar deocamdată căutăm izvoarele istorice care să ne ducă spre, acest, spre obținerea acestui atestat. Este un proces care probabil va dura un pic, dar nu ne lăsăm bătuți, pentru că pâinea cu mălai se făcea în gospodăria străbunicilor noștri și a fost uitată. Pâinea cu maia este deja căutată în Iași, iar cea cu mălai are șanse mari să fie tot mai cunoscută. Bun, om trăi și om vedea ce succes are acest demers. Haideți să încheiem cu câteva informații utile pentru dumneavoastră. Proiectul prin care părinții primesc zile libere dacă sunt închise școlile din motive naturale a trecut într-o comisie a Camerei Deputaților. Deci, în cazul în care în iarna care se anunță, dar nu mai vine niciodată, dacă apare legea între timp, va ninja atât de mult în anumite zone ale țării încât copiii nu vor putea merge la școală, dumneavoastră ca părinți angajați în deplinătatea facultăților în câmpul muncii, veți primi de la angajator zile libere să stați acasă cu cel mic, da? să-i ocupați în mod creativ timpul. De asemenea, din câte văd o altă modificare în codul muncii, salariații vor avea mai multe zile libere sunt schimbări și pentru profesori și elevi. Ce înseamnă zilele libere mai multe? Sunt acele zile libere care se dau în perioada sărbătorilor pascale, numai că acum pot fi luate uh, vor putea fi luate diferit în funcție de confesiunea religioasă, cu recuperarea respectivă. E adevărat. Deci, mai multe zile libere pentru un popor care și așa are mult prea puține, consideră unii la nivel european. De aceea, vă propun să ne odihnim puțin. Oprim aici emisiunea. Ne mai vedem și mâine. O seară bună tuturor.